În condițiile în care însămânțarea de toamnă s-a făcut târziu, multe suprafețe agricole nu au rezistat temperaturilor scăzute. După canicula din vara anului trecut, care a afectat inclusiv însămânțarea agricolă de toamnă, acum gerul le dă bătăi de cap producătorilor agricoli. Suprafețele care au avut de suferit nu se cunosc precis, iar cifrele care circulă sunt deocamdată contradictorii. Ce se știe cu siguranță este că printre culturile care au fost afectate se numără rapița și vița de vie. Fermierii au început să înștiințeze primăriile în vederea convocării comisiilor locale pentru constatarea și evaluarea pagubilor stabilite prin ordinul prefectului din anul 2009 în vederea întocmirii dosarelor preliminare de daună pentru a fi depuse la direcția agricolă. Stratul de zăpadă lipsește de pe multe suprafețe unde a viscolit vântul, astfel încât specialiștii consideră că gerul a distrus aproximativ 40% din producție. Temperaturile din ultimele trei zile au scăzut cu mult sub nivelul biologic de rezistență al culturilor, astfel încât, după părerea mea, cred că au să fie suprafețe de rapiță înghețate, motiv pentru care fermierii se vor confrunta și în acest an agricol cu problema calamităților. Agricultorilor nu le rămâne decât să întocmească dosare și să le depună la Direcția Agricolă pentru Dezvoltare Rurală. La rândul ei, instituția va înainta cererile de despăgubire guvernului, care va hotărâ dacă fermierii vor primi bani pe culturile calamitate.